Dragi prieteni, vă prezentăm panou solar pentru producerea pe calde menajere. Acest panou solar pentru producerea pe calde menajere este un panou presurizat. Presurizarea panoului solar se realizează cu un schimbător de căldură care este montat în interiorul rezervorului. Schimbătorul de căldură este din cuplu și are lungimi cuprinse între 25 de metri și 30 de metri în funcție de capacitatea rezervorului. Izolația rezervorului panoului solar este făcută cu spumă poliuretanică cu o grosime de 5,5 cm. Cadrul panoului solar este realizat din oțel inoxidabil și, după cum vedeți, cadrul este profilat pentru a crește rezistența mecanică a acestui panou. După cum vedeți, el este suficient de rezistent pentru în situația în care este prins și de acoperiș, rezistența lui este foarte, foarte bună. Tuburile sunt tuburi bidate, apa se încălzește în interiorul rezervorului, iar schimbătorul de căldură preia energia termică din apa stocată. El este permanent în contact cu atmosfera, deci nu se poate întâmpla nimic cu rezervorul datorită presiunii. Presiunea apei calde este pe interior, se produce pe interiorul schimbătorului de căldură. A ținut seama că panoul este realizat din sticlă, din oțel inoxidabil și din inox, posibilele acțiuni de corodare nu există. Deci, practic, durata de viață a acestui panou este foarte mare.